În tratatele de specialitate sunt numiți criminali de tip psihotic. Un termen care definește deopotrivă lipsa de discernământ, cruzimea greu de imaginat, nu în ultimul rând, delirul mistic. Despre ei. Criminali în serie, cu minți bolnave și comportamente de fiară. Gata să ucidă la cel mai mic semn de derapaj. Vom vorbi în emisiunea de astăzi. Ion și Florea Râmanu. Romulus Vereș, supranumit Omul cu Ciocanul. Grigore Uruc, ucigașul de copii din marginea Buzăului. Nicolae Pascu și Adrian Stroie, ambii taximetriști ai morții. Sunt doar câteva nume din cele aflate pe o listă a celor mai feroci asasini în serie din istoria neagră a criminalisticii din România. Psihologia crimei îți dezvăluie poveștile lor macabre. Bună seara, un bun, oriunde te-ai afla. Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit la o nouă ediție a emisiunii Psihologia crimei. Fie că este psiholog, criminalist, om al legii, procuror, jurnalist sau medic, legist. Fiecare dintre colaboratorii permanenți a emisiunii Psihologia crimei este pregătit să intre în mintea criminalului pentru a afla ce l-a determinat să apese trăgaciul armei. Acesta este scopul declarat al emisiunii Psihologia crimei, o emisiune care împlinește aproape 19 ani de existență, o emisiune care l-a avut de fiecare dată invitat în platou pe distinsul profesor psiholog-criminalist dr. Tudorel Butoi. Excelență, bine ai venit! Bine v-am găsit! Om bun, ne ocupăm astăzi de un caz, de fapt mai multe cazuri, cutremurătoare fiecare în parte prin natura lui. Vorbim de oameni, așa cum spune proful Butoi, care pierd curent și care comit crime abominabile, nu una, nu două, nu trei. Vorbim de criminalii în serie. Și facem acest lucru, chiar un scurt istoric, o scurtă retrospectivă a criminalisticii din România pe acest sector, pentru că cu foarte puțin timp în urmă, cu câteva zile în urmă, a fost reținut de către polițiști Vasile Lavric. Acest Vasile Lavric, de 62 de ani din Redăuți, este supranumit de presă mâncătorul de femei, iar despre el anchetatorii cred că are pe conștiință numai puțin de 4 vieți. Viețile a 4 femei, fiecare dintre ele soție sau amantă. Domnule profesor, haideți să începem cu cazul acesta și să ne spuneți cu ce ne confruntăm. Ce fel de individ este cel care în momentul de față se află cu cătușe în arestul, la mâini în arestul poliției? Da. Caz complicat, caz greu, dar provocator. Caz frumos din punct de vedere profesional. Foarte frumos. Omul se află deocamdată în arest și poartă deocamdată conotația de suspect rezonabil. Adică este suspect de dispariția femeilor ăstora din jurul său, rezonabil în sensul că indicii orientativi, legăturile de cauzalitate, profiling-ul geografic, îl fac să nu fie de înlăturat. Dar deocamdată am încredere că organele de urmărire penală, de data aceasta, o să poată să-i probeze faptele cu ceea ce noi suntem obișnuiți a fi exigenți, adică probe relevante, pertinente, utile cauzei. Până una alta, sunt niște indicii orientativi justificați. Nu întâmplător se află el sub stare de arest și instanța și-a însușit acest lucru și îl cercetează sub stare de arest, ca măsură preventivă. Domnul Simionescu, dacă nu ar trebui să mă antepronunț și
Mai exact, dacă ar trebui să mă antepronunț, n-aș putea o face, deoarece, repet, exigențele mele ca profesionist ale celor pe care am format au fost să respectăm legile și în special să respectăm probatoriu. Nici noi nu ne propunem să facem. Nu ne propunem, sigur. Nu vrem să vorbim năzbâti, că nu e caz. Exact. Omul se află în custodia poliției, în mod legitim, organele de urmărire penală, anchetatorii, ofițerii de investigații judiciare și criminaliștii își fac treaba lor pe îndelete. Dar în ce mă privește, detașindu-mă de poveștile acestea, vă spun că unul mai bun ca ăsta nu exista. Și stau și mă întreb... Ca și pretabil. Ca pretabil. Și stau și mă întreb din 1995, când parcă mi-a ajuns mie pe la urechi speța asta de la ei de acolo, de pe la Rădăuți. Nu, sunt într-o stare de imprecizie, dar parcă se hotărâse să facem testările la poligraf încă din 1995, din diverse împrejurări, ei ocupați, noi ocupați, ei l-au scos de sub bănuiți, nu-mi dau seama, nu știu încă precis, nu s-a ajuns ca eu să mă... A fost arestat pentru o scurtă perioadă de timp, în 2014, undeva prin aprilie, a invocat tot felul de probleme medicale, da. Arestarea aia, urmarea a faptului că și-a bătut soția, provocându-i lovituri destul de grave, vătămându-i sănătatea, etc., aia a temporizat jocul, de-aia eu trebuia să mă întâlnesc cu asta, cu Lavrig ăsta. După câte mi-aduc aminte, s-a discutat la nivel de comanda polițiilor că noi să-l testăm și la poligraf. Avem o speță, așa, așa. Ei, în sfârșit, s-au dus pe tronsonul ăsta, l-au arestat, l-au condamnat, a intrat în ceață povestea și iată că se reactualizează. Păi, iertați să spunem că acele, da? Inițial au fost trei femei dispărute, între 1995 și 2005, da? Toate trei soții, iar recent a dispărut și cea de-a patra de data asta, amantă. Ei bine, la vremea respectivă mi-e încășunase pe această amantă, după câte știu. Pentru că ea l-a ținut în viață pe ăsta și l-a ținut și liber. Tare în cioc, cum se întâmplă când ei faci investigațiile în teren, găsești câte o guralivă din asta, nimeni n-a putut să o scoată la vremea respectivă de tronsonul că au plecat, domnule, astea în străinătate. Sunt la produs, sunt hoațe, sunt de factură proastă. Cunoaște cazul Caracal. Exact, exact. Copii și se tot perpetuează, se rostogolește această chestiune la persoanele dispărute. Parcă le-ar înghiți Europa. N-are, mă, cum să le înghită Europa. Persoanele dispărute sunt identificate de către poliție prin cooperarea cu celelalte structuri polițiene și sunt găsite. Ori faptul că n-au fost găsite aceste femei care pendulează în jurul acestui Vasile Lavrig, îl face să fie suspect rezonabil. Ele sunt în zona lui și dispar de sub existențialul permanenței de legături pe care le au cu ele, cu acest bărbat. Păi nu trebuie să mănânce împreună, să gospodărească împreună, să se ocupe de micile lor afaceri împreună și cum dintr-o dată omul îi fulg de zăpadă? Aceasta e chestiunea pe care le-am impus-o și studenților și celor pe care i-am format. Omul nu este fulg de zăpadă. Să-l pui în palmă și să dispar. Omul are relații sociale, își face simțită prezența, vorbește, dă un semn. Mai simte nevoie la un moment dat să dau un telefon, să scriu o epistolă, ceva. Foarte bine spuneți. Simte nevoia. Omul e ființă socială. Există în dicteul nostru să stăm de vorbă și să ne facem simțită prezent. Avem curiozități, ce mai e pe acasă. Avem de comunicat, avem... Ei, toate aceste femei se învârt pe lângă Vasile Lavrig și dispar ca și topite fiind. Iar cea care, iată, i-a venit acum rândul să dispară și ea, este femeia din zonă vis-a-vis de care polițiștii au luat informații. Ce știi de X, de Y? Și care avea un copil cu Lavrig. Sigur că da. Sunt niște prostituate, niște nenorocite, l-au părăsit pe Vasile ăsta. Păi nu știu eu cum era Floarea, Ioana și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri vin, ca să spun așa,
într-o cercetare judiciară să temporizeze și să amorțească, să anestezieze elementul ofensiv al investigației. De nenumărate ori am întâlnit așa ceva. Păi nu mi-aduc bine aminte de speță pe aici, pe lângă București, în care trei martore spuneau despre dispărută. Păi dar n-am văzut eu la piață cu flori? Când? Acum câteva luni. Păi în momentul în care tu scrii ca martor cu privire la persoana cu tare, am văzut-o la piață cum vindea flori și așa mai departe, mi-ai oprit ofensiva anchetei. Și nici nu te pot verifica foarte... Nici nu te pot verifica foarte amănunțit. Alaltă zice, am văzut-o. Nu vă mai faceți griji, a fugit de la bărbatul și eu am văzut-o la Baia Arcului. La Baia Arcului, ca fetele între... Bun. Încă unul apare și spune, am văzut-o în piață cu un bărbat când vindeam eu varză. Domnul Simionescu, aș vrea să ne asculte oamenii de meserie, dar în special polițiștii pe care îi iubești și la care țin foarte mult, mai ales agenții tineri, agenții de investigație, ofițeri de judiciar, criminaliștii deopotrivă. Domnilor, când ați prins un fir, comportați-vă ca și prădătorul. Nu-i mai dați drumul acestui fir și verificați-l pe bază de dovezi și de probe. Ia să vă duc mai departe, că lumea e atentă și curioasă. Pe speța asta mea. Îmi vine dosarul la capitală. Domnule profesor, avem o femeie dispărută. Uite cum sunt și astea. Bun. Și haideți să dăm un ajutor șefului de post și echipei de acolo, că nu au ei prea mare pregătire cu tare în sfârșit. Și uite, verifică dumneata dosarul. Când verific dosarul, Emile, găsesc declarația femeii care pretindea că a văzut-o în piață. Declarația era de, hai să zic așa, vreo 16-17 rânduri. La data, cam lapidară. Cam, păi cum mă? Eu ca psiholog pot să te mai las din gheară când știu ce înseamnă socializarea, știu ce înseamnă comunicarea între două femei, mai ales că ele se cunoșteau. Băi, ce-i cu tine mă că ai dispărut de 9 luni, nu te mai știe nimeni în sat acolo. Curiozitatea. Care hai să fie. Vorbim. Te-ai mai îngrășat, te-ai mai slăbit, că da. Ele au chestia asta cu slăbitul. Cu... Unde ești? Ești cu un bărbat, ești cu ceva? Și dă o declarație vero de cel puțin 5, 6, 7 pagini pe o astfel de speță. Femeia dispăruse de 9 luni. Test poligraf. Identific reacțiile de stres emoțional pentru întrebările astea. E adevărat că ai văzut-o, e adevărat că ați vorbit, e adevărat că nu știu ce. Deci ceva putem da remarca. După testările poligraf la mine, știa ce se urmează. Interogatoriile repetate, detaliate, confruntările. Intru cu ea în interogatorii și ce îmi spune? Domnul doctor, eu am văzut-o, dar așa am văzut-o mai mult după coc, că trecea pe lângă masa mea pe unde vândeam flori și ea avea cocul ăla al ei și nu știu dacă a fost ea, dar purta coc. Păi una este, mă, că a fost ea și ai văzut-o și ai scris femeie irresponsabilă într-o declarație de martor și mi-ai pus în defensivă polițistul și alta este o vezi pe una cu coc. Urmează asta cu Baia Arcului. Domnul Simionescu, vă spun că n-am avut o zi în 37 de ani de muncă în care să fi fost supărat sau mâhnit sau cu... Pentru că erau și elemente savuroase care pigmentau investigații respective. Ca în orice meserie. Ca în orice meserie. Și doresc tuturor să aibă meserii care să le aducă satisfacții. Poate de aceea ne și iubim meseria. Deși ne iubim meseria. Există și această... Ia fii atent aici, asta cu bani. E adevărat că ai văzut-o la Baia Arcului că cu tare reacții pe puls, pe tensiune. Ea continua să susțină în test că într-adevăr a văzut-o la Baia Arcului. După ce termin testarea, o pun în fața diagramei poligraf și explic. Aici ai avut reacții emoționale, ceva nu e în regulă între ce gândești, ce îmi spui, ce faci. În sfârșit, vino și îi scălește diagramele. Nu îi scălesc, doar. Dar de ce nu vei să-i scălești? Că sunt diagramele tale. Mă obligă procurorul să-i arăt că diagramele tale sunt originale. Te rog să-i scălești la început și la sfârșit.
Doamne, nu le iscălesc pentru că ce se întâmplă? Dumneavoastră știți cum e la Baia Arcului. Cum e? Dă-i cu abur. Când o vezi, când nu o vezi pe persoana respectivă. Și când a băgat abur, n-am mai văzut-o. Și pe urmă, când s-a rărit iară aburul, am mai văzut-o. Femeie, ai sta cu ea de vorbă, că asta era florăreasă și asta. Da. Asta era florăreasă. Lua flori de la femeia asta. În sfârșit, domne, n-am vorbit cu ea, mi s-a părut prin abur, când abur, așa, când așa. Am obținut retractările declarațiilor de martor și am ținut dispariția în picioare. Ce spune ăla? Ăla care vindea varză, zice. Și eu în piață am văzut-o, dar știți, eu mă plecam de desubt, luam varza, o puneam pe tarabă, o vedeam pe urmă când mă plecam iar să mai pun varză, iar o mai vedeam, dar pe urmă n-am mai văzut-o, că s-a dus prin lume. Cu alte cuvinte, domnilor agenți, cum poate să te prostească bărbatul acesta și cele două femei când ție trebuie element probant că femeia este în viață? Și după 9 luni de zile ăștia toți trei au consătent, domnul Smirnescu, pe aici de până prin marginea Bucureștiului, care se ocupă cu zarzavaturile astea, și să poți să abandonezi speța. Așa s-a întâmplat și cu ăsta, cu lavrigă ăsta. Dacă lumea a zis, Rădăuți, o comună amărâtă pe acolo, pe unde s-au întâmplat toate treburile astea, sunt plecate. Și uite că au plecat definitiv și s-au adunat până la urmă 4 femei care pendulează în jurul suspectului rezonabil. N-am pretenție, știu ce se întâmplă și cu calitatea profesională a polițiștilor, a agenților, a șefilor de post, cu încărcătura lor extraordinară, dar nu este scuzabil și nu este de tolerat și nu este de admis ca în profesia ta de polițist să se întâmple acest lucru. Mai e o chestiune. Ăsta are servici la avrigă asta. Lucrează pe undeva. Pe la un atelier, pe la... Domnul Simionescu, în mediul ăsta sătesc, în condiția socială de astăzi, bărbatul care are bani, în sensul că are un câștig, ia o șpagă, face ceva, uite, spală mașinile într-o spălătorie. Pe ăsta care spală mașini într-o spălătorie nu pleacă acasă fără 1 milion. Adică e o persoană importantă. Ia 10 lei, în comunitate, în comunitate. Și aceste exact. Fete, pentru că o să vedeți, între victimele lui Lavric sunt nevestele lui de 15 ani, de 16 ani pe care le-a luat el și au dispărut. Fetele pleacă de acasă, din familia clasică, care se destructurează și vedem că îi jale, nu au niciun fel de sursă fizică individuală de câștig și se cuplează cu bărbați de genul acesta. Și ea e exact așa cum sunt. Agresivi, afemeiați, bețivi, leneși și așa mai departe, să fie o brumă de bani să se adăpostească și ea lângă unul care poate să îi satisfacă niște pretenții de genul ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, avem de a face cu un posibil, rezonabil, psihopat sexual, prădător, care își adună victimele în ambientalul său, n-au fost găsite corpuri aruncate, făcute, drese undeva, și care vor fi identificate de către polițiști, aceste femei dispărute, și fapta o să fie probată. În egală măsură, justiția, cum este Alex Dura Alex, dar Lex, tot atât de dur ar putea fi ca să nu se poată proba, să nu se găsească nimic, niciun fragment de corp, de asta, de ne, de nu știu, și să-l vor până pe la în privința lui nu știu dacă a fost dură, pentru că a fost condamnat definitiv de judecătorii la Curtea de Apel Suceava la 3 ani cu suspendare sub supraveghere. Evident că asta s-a întâmplat cu ceva, la vremea respectivă. Când a dormit speța, exact. Când speța a murit, el fi condamnat. Nu vă spun, am ceva... 37 de ani de muncă și cred că am făcut socoteală așa, mie îmi treceau prin cabinet cam 1200 de martori, victime și suspecți. Asta era în registrele care sunt și acolo la Poliția Capitalei.
Și dacă socotim la 1000 așa, deci eu am văzut 37.000 de oameni în ipostă, un stadion arhiplin municipal. Asta în 50 de ani. În 37 de ani de muncă. Da. Un stadion întreg. Și știu de speță. Speța a prezentat interes atunci, disparițiile de persoane. Îi sfătuiesc pe toți, disparițiile de persoane, tratați-le ca omoruri. Pentru că vă spun din experiență proprie, unul dintre dispăruții capitalei, bărbat sau femeie, nu l-am găsit și noi prin Spania, prin Franța, prin cutare. Ci i-am găsit la 2 metri sub pământ, i-am găsit în lacuri, i-am găsit depesați și împrăștiați și așa mai departe. Și am plecat și noi de la dispariții. Oameni buni, cercetarea la fața locului te duce acasă la dispărutul ăsta și iei firele de păr din peria de păr. Îi iei materia proteică din transpirație și sudoare de la gulere, de la sub braț. Îi iei fotografiile toate, îi iei probe sau eșantioane din îmbrăcăminte și așa mai departe, ca și când te-ai întâlnit cu el în calitate de spânzurat pe undeva, în calitate de persoană dispărută care nu mai este responsabilă pe actele sale, prin vreun azil, stabiliment psihiatric, printre accidentații de autoturism, printre alte categorii de sinucigași sau printre cei uciși. Și atunci va trebui să faci identificarea persoanei. Ei bine, dacă îi vei găsi vii, trăind, cu tare, nu știu ce, foarte bine, îți iei bruma ta de lucru cât ai lucrat, cât ai experimentat și îl treci undeva într-o zonă de clasare și omul trăiește să fie sănătos. După experiența mea, nu trăiește. I-am găsit uciși, i-am găsit. Da. Cu alte cuvinte, ar trebui să reacționez ca un profesionist adevărat în ale criminalistice. Domnul asta Simeon, înseamnă să fii profesionist. Hai să mai dăm o speță. Vă rog. Dispare o cetățeancă. Dispare cetățeanca, începem să săpăm în jurul soțului și aflăm că într-o împrejurare, la o petrecere pe undeva, îl supun și pe ăsta testului poligraf, îmi dă reacții foarte frumos exprimate, nu știu, mi se pare că mai am și acum diagramele, așa, pe puls, pe biocurent, foarte frumos să vezi cum pleacă acele și îți demonstrează că ceva se întâmplă cu el atunci când minte. Nu cunosc, nu știu, cu tare. Domnul Simescu, trag de el în interogatoriile postez și mărturisește. Domnule, am omorât-o. Practic n-am omorât-o eu. A omorât-o un tovarăș de-al meu cu care veneam de la petrecere. Sub influența alcoolului și eu și ea, îi căzuse un toc de la pantof, a luat pantoful și s-a pus pe ăla să-l bată și ăla, pac, pac, două cuțite. Și a aruncat-o în Dâmbovița, la podul Mihai Vod. Avea și cazul ăsta vreun an și 9 luni, aproape, dacă nu 2 ani, de când era dispariție, de când stagna. Da. Raportez șefilor mei de atunci, cred că eram pe la începuturile aplicării tehnicii poligraf, nu căpătasem eu mare anvergură de șmecher în chestia asta. Asta se întâmpla începutul anilor 90. Da, da. Și mă duc la o legendă a poliției și arăt declarația, pentru că ăla mi-a dat mie declarație după testare. La data de s-a întâmplat așa. Și spun, domnul general, e rezolvată speța. Nu, mai e nevoie să dăm nume. Okay. Unui șef mare și o mare legendă. Omul a mărturisit la mine sus, uite ce s-a întâmplat. Sub influența alcoolului, o chestie nenorocită, s-au certat, s-au bătut și tovarășul lui a înjunghiat-o. Deci îl luăm pe ăsta și îl arestăm și terminăm povestea. În sfârșit iese speța. Se uită generalul și zice, mă, tu crezi ce a spus ăsta? Da, cred, pentru că nu știu cum să spun. Eu am fost acolo, domnul general, în joc. Numai eu cu el. Mie mi-a mărturisit cu toată gama comportamentală, limica, sigur că da, ăsta este. Bă, băiatule, dacă era așa cum spune ăsta aici, femeia cădea în apă și o scoteau până la vitan, sunt vreo 3-4 grilaje. Uh-huh. Grilaje. A, și rămânea în grilaj. Și rămânea într-un grilaj din ăla, că doar ai văzut cum scoatem vaci, câini și așa mai departe.
N-avea cum să dezintegreze în apă. Sigur că da. Correct. Cu alte cuvinte, eu cred că sub tehnica poligraf cu care lucrezi tu, un om simplu și în împrejurările acestea, punându-te întrebări dacă e legat de dispariție, dacă a ucis-o, dacă știe unde e, etc., omul să-ți fi dat o declarație, inclusiv reacții. Ți-a dat reacții emoționale de teama detecției și să-ți fi dat și o declarație mincinoasă, dar care să te satisfacă. Adică a fentat poligraful. A fentat poligraful, te-a fentat și pe tine, deci pun sub semnul întrebării această chestie. Domnul Siminescu, să mă asculte tinerii polițiști. Domnule, acest afront sau această observație primită de la o personalitate a poliției, dar pe munca mea, pe intuiția mea, pe flerul meu, care doream să impun acest poligraf, cum am și făcut-o, nu v-a picat bine. Nu mi-a picat deloc bine. Și ce crezi că am făcut ca să mă asculte oamenii? Nu era treaba mea. Și a scormonit totul. Nu era treaba mea. Mă duc și sun la Institutul de Medicină Legală. Mă ascultă lumea și noi vorbim de oameni reali în spețele noastre și de spețe reale trăite. Acolo era un cunoscut specialist, domnul doctor Șchiopu. Cine nu-l știe pe doctorul Șchiopu? Iarăși o somitate. O somitate în medicina legală, cu nelipsita lui pipă, cu... Domnule, ceva din criminalistica occidentală era acolo. Și colectivul de acolo, cu domnul profesor Beli și ceștelalți, legende, ce să mai zic. Și îl sun. Și îl găsesc apt de discuție. Așa? Domnul doctor, uitați ce se întâmplă. Mărturisește unul că a ucis o femeie și a aruncat-o în Dâmbovița. Și domnul Jean îmi spune că nu e posibil că apărea la primul grilaj. Tinere, spune-le domnul general să-și revizuiască ipoteza. De ce? Măi, dacă apa este în debit puternic, că Dâmbovița știți că are fluctuații de genul ăsta, deci apa să aibă un debit puternic și cadavrul să fie proaspăt, îl scoate pe sub grilaj, pentru că îl târăște în imersie. Ce spune dumnealui că apar la suprafață sunt cadavre în stare de putrefacție internă, când gazeificându-se... Au devenit ușoare și le scoate. Are dreptate aici. Dar ăsta a spus că era o vreme ploioasă, cețoasă, când au plecat ei. Deci apa era învolburată. Păi și ce crezi că m-am oprit aici să mă asculte oamenii? Am dat telefon direct la Institutul de Hidrologie și pulviometrie. Ca să aflați cum a fost vremea atunci. Dom'le, deci singur de nebun din cabinetul meu discut cu Șchiopu. Șchiopu îmi spune cadavru, dacă a fost proaspăt și a fost debit, l-a târât și a trecut în Dunăre să-l caut. Deja un fir. Aveam un fir. Și sună acolo. Ce îmi spune asta? Domnul capitan, noi datele astea le avem secrete, că mă ascultă și ăștia. Nu putem să le dăm oricui. Datele meteorologice și toate chestiunile acestea le păstrăm într-o zonă de secret de serviciu, pentru că avem și noi concurență cu unii, cu alții, cu agricultura, cu grâu, cu producția, nu știu ce. Da, pentru că sunteți de la miliție și simpatic. Și vă spun, stați puțin. Se uită femeia pe acolo, nu cred că avea computerizate chestiunile astea și îmi spune, domne, în ziua aia și în săptămâna aia a fost Dâmbovița, a dat peste maluri. Așa a fost, i-au deci fost inundații. Deci toată teoria domnului Șchiopu era teoria. Era teorie validă. Și ce să mă mai ascultă? Păi credeți că m-am oprit aici? A luat legătura cu Călărașul, mă. Pentru că Dunărea, după câte știți, Dâmbovița se varsă în Dunăre, mă. Și am luat legătura la Călăraș cu șeful de criminalistică, o mai trăi. Sănătate. Băi, uite așa. Ce cadavre cu identitate necunoscută ați scos voi din Dunăre în perioada cu tare? Stai, Tudorele, să mă uit. Să uit, am scos un cioban. Lasă-l dracu pe cioban. Am mai scos un puști, un adolescent. Am mai scos-o pe una. E, aia e. Și citește în fișa ei. Femeie în jur de 46 de ani. Cu colier din perle la gât, cu inel de aur la mână. Deci,
că se mișcase și o ipoteză că ăștia au tâlhărit-o și au luat aurul, au luat bijuterie. Totul a fost spontan, cu îngustare de câmp, de conștiință, pe ceartă, pe supărare, și a aruncat-o pe femeie și are următorul tatuaj pe mână. Ei, astea le spuseseră ăștia aici, a dispărut. Deci aveți deja tot filmul identificată, integrat. Identificată. Și cum eram eu așa, și cum sunt în continuare, le dau telefon. Domnilor, totuși vă interesează unde e persoana cu tare? Da, cum să nu, ce a zis ăla? Da, și voi un telefon la Călăraș. Hai, repede. Și buf, închid telefon la mine. Buf, telefon. N-am mai răspuns la niciun. Pentru că i-am lăsat să fiarbă și să-și savureze victoria. Au dat telefon și domnule, tocmai acum am discutat cu domnul capitan Mutăi. Sigur, la noi este, în perioada critică, identificat cadavru cu semnalmentele astea. Bravo, Tudorele, bravo! Fascinantă povestea. Domnule, mi-aduc aminte că am citit-o în gata dumneavoastră. Cred că ai citit-o în Moara fără noroc. Da. Eu, cu asemenea chestiuni, fac analizele de caz la Poliția Capitalei, la Institutul de Magistratură, unde formez procurori și judecători. Am format 17 ani, am predat acolo la ei, am fost și în comisiile de examinare, dar am în egală măsură, când văd cazuri de astea, peste care a trecut o grămadă de vreme, 5 ani, 10 ani, 15 ani, domnule, i-aș da pe ăștia afară. Domnule, am găsit criminalul după 10 ani. Și 10 ani ce ai făcut, mă? 10 ani ce ai făcut? Ia o șcheală de aici. Nu-i atras de ureche generalul Ceacanica, domnule? Fratele meu, vreau să vă spun că nu se admit chestia. Nu e niciun titlu de glorie că ai scos omorul după 10 ani. Reține ce spune Butoi. Nu e titlu de glorie. Tu trebuie să faci ce trebuie făcut atunci, operativ. Operativ. Și v-am dat aceste două exemple ca să vedeți cum este scaiul ăla, care s-a întipt într-o problemă. N-o mai lași. O verifici multiplu. Mintea ta te obligă sinapsele nervoase și experiența și ce ai citit și literatura să faci legăturile astea și ați văzut cum s-a ajuns în două cazuri în care am insistat, am făcut legături spontane la făptuitor. Da. Da. Așa și aici. Om bun și domn profesor, îmi promusesem să am și pregătit de altfel un scurt istoric. Dat fiind faptul că ceea ce ne spuneți e de-a dreptul captivant ca de fiecare dată, nu știu dacă voi reuși până la sfârșitul emisiunii să trec prin acest istoric, măcar asupra două sau trei cazuri dintre ele. Foarte pe scurt, 1943, în vara lui 1943, pe parcursul a 5 luni de zile, sunt descoperite pe câmpurile din jurul Bucureștiului cadavrele a 8 tineri. De aici începe povestea celui numit Ion Sârcă, criminal în serie, dovedit, de altfel, repet, 8 crime. Moise Alexandru, 4 crime, în perioada 1953-58, iarăși ucigaș de tineri, vârstele victimelor între 15 și 26 de ani, morți în colibele din zona viilor Panciu. Sunt convins că și de acest caz vă amintiți. Vreau aici să fac... Am documentarea ta și te felicit. Este o documentare extraordinară. O să utilizez documentele tale în analizele de caz. Mă bucur să aud. Parte le am și eu, dar uite, sunt câteva pe care nu le am și niciodată nu prisosește în materie de analize de caz. Suntem datori să amintim, apropo de chestia asta, de reputatul profesor criminalist as în dactiloscopie, Constantin Țurai. Da. Autor de altfel la multe cărți, multe cărți și tratate. Da, sigur. Și în elemente de criminalistică. Te rog să continui, că mi-aduc aminte, e foarte frumos. Ajungem la, hai să spunem, perioada Remaru, Ion și Florea Remaru și am să vă rog să ne oprim puțin asupra acestor cazuri, pentru că sunt povești foarte interesante. Domnul de altfel, Ion Remaru, mă iertați, atent și vă las pe domnia voastră. Te rog. Ion Remaru este om bun, considerat cel mai mare criminal în serie și cel mai feroce din România, deși istoria demonstrează că nu este nici pe departe cel mai feroce dintre toți. Puțin mai devreme vorbeam de acest Sârcă care avea 8 victime la activ. Ei bine, Ion Remaru a avut 4 victime. Tatăl său a avut 5 victime, deci amândoi aproape au egalat recordul lui Sârcă. Spuneam despre Remaru că este considerat cel mai mare
ucigaș, asasin al tuturor timpurilor, un pseudo intelectual, să-i spunem, absolvise și câțiva ani de, făcuse câțiva ani de facultate, ajunge în atenția poliției în anii 70, 71 de altfel, și autoritățile reușesc să îi pună, să pună pe seama lui aceste patru crime și să-l acuze de alte crime. Aici vă las pe domnia voastră să ne spune ce s-a întâmplat. Dragă Emile, în spațiul ăsta al emisiunii noastre, care este scurt și nici nu știm când trece timpul, sunt multe de discutat despre Lămaru. În esență, cazul e că am cunoscut, s-a făcut multă aplicație cu el în școlile de poliție, la facultățile de drept, la psihologie și așa mai departe. Dar s-a trecut foarte ușor spre unul dintre dezideratele criminologiei, biologiei și geneticii. Foarte ușor s-a trecut. Condamnabil de ușor. Când vorbim de etiologia criminală, foarte mulți specialiști bănuiesc de transmiterea genetică a instinctului criminal, fără prea multe dovezi. De aia aceste chestiuni care sunt fundamentate pe genetică n-au convins. Și în România, prin destinul hazardului, avem proba concretă că tatăl este criminal cu 5 omoruri pe fond sexual și că fiul moștenește. Eu am predat în Italia la Universitatea Sapienza și la Orachestura di Roma. Am avut un ciclu de prelegeri și analize de caz. Domne, și când în sală numai doctori în criminologie și în criminalistică, dottore, cum sunt italienii ăștia de la Lombroso încoace, când am pus în discuție într-un cel mai restrâns așa, după astea, chestiunea aceasta, erau uimiți. Deci au preocupări mult mai adânci pe la noi cu amprenta genetică de mai puțină vreme. Uite, Țurai cu chestia asta, nici Țurai. Țurai a vorbit de cazurile acestea separate. Nu le-a legat. Este o întâmplare și o chestie de hazard ca să avem tatăl ucigaș de femei cu mobil sexual. Ambii erau predători sexuali. Țurai era tânăr pe vremea aceea. Și la cazurile la care a fost chemat să cerceteze la fața locului, cine erau femeile? Femeile erau femei singure de regulă care făceau menajul în case de oameni prosperi în vremea respectivă. El a găsit așa. Pe peretele de escaladare la un demisol a găsit niște urme, dâre, de vax cu care se văxuiesc cizmele. Și în interior, pe pervazul ferestrei deschise și pe un toc de ușă, a găsit o amprentă digitală. Indexul de la mâna stângă, care prezenta niște anomalii ale dermoglifelor, ale liniilor papilare. Fiind o anomalie, urmele erau, dârele papilare erau un zigzag, ferestruite, a memorat această amprentă. Ca fiind una mai specială. A memorat-o ca profesionist. Și ce credeți, ce oameni, domnule? În întreaga lui viață, de câte ori se ducea pe la morgă... Încăpățânat ca domnia voastră, lăsați-mă să ghicesc, pleacă pe firul acesta. Pe firul acesta, amprenta este inegalabilă și irepetabilă. Și când erau morți pe acolo, nu, că aici intră în joc Dumnezeu, că nu pe toți morți i-a verificat, dar toți bărbații care aveau 50-60, cum își făcea socotelele, îi căuta pe indexul de la mâna stângă. Nu e. El căuta acea amprentă. Râmarul Ion este executat în 1971 la Valea Piersicilor și în 1972 Țurai, de acum în vârstă, merge pe la Institutul de Medicină Legală. Își păstra obiceiul de a întoarce degetul. Și găsește un cadavru acolo. Ce-i cu ăsta? A căzut dintr-un tren, accident feroviar. Aha.
și întoarce mâna. Și când întoarce mâna, rămâne cutremurat om. Găsește amprenta pe care o urmărise 28 de ani la cine? La tatăl lui Râmaru, asasin la copii peste tot asupra unor. Să spunem femei. Că cel care căzuse din tren și murise era Florea Râmaru. Da. Tatăl. Un accident nefericit și banal. Nu, da, mă mai interesează viața. Pe mine, m-a zguduit. Nu spun asta pentru că dacă ar fi trăit, mai mult ca sigur că ar fi avut aceeași soartă ca domnul Simionescu, dar mai rămâne această întrebare. De ce lui Țurai i s-a relevat în ziua aceea legătura dintre tată și fiu? Pentru că a vrut Dumnezeu. Și tot Dumnezeu a vrut ca noi să discutăm acum. Și tinerii noștri, geneticieni, medici, psihologi, să poată să se ocupe de această speță, să vină la mine la cabinet la documentare, că am documentarea, tot, am tot ce trebuie, și să-și facă legăturile lor pe genetică. Pe tot ne uităm acum în celulele cu guvidul ăsta nenorocit. Da. Da. Haideți să continuăm puțin seria. Da, te rog, sunt foarte curios. Romulus Vereș, celebrul ucigaș în din serie. Din Cluj. Exact, omul cu ciocanul. Aici a fost să legi de marea legendă Ciacanica, pentru că domnia sa a condus colectivul care i-a dat de cap lui ăsta, lui Romulus Vereș ăsta. Ce se întâmplă? Nici nu mai știu cum stăm cu timpul. Avem timp. De regulă, Emile, noi împărțim, eu în ce mă privește, în lucrările mele de specialitate și mâna de viață, că viața te împinge, eu îi pun pe ăștia, îi clasez în trei sectoare. În primul avem psihopatul sexual și inclusiv psihopatul achizitiv. Lumea nu știe. Psihopatul care ucide din plăcerea de a aduna bani, valută, te calcă în casă, te leagă, te omoară. Psihopatul achizitiv și psihopatul sexual. Ei, toți acești indivizi din punct de vedere al responsabilității penale sunt găsiți responsabili, pentru că ei când sechestrează femeia, o violează, o folosește împotriva ei rele tratamente, lovituri, etc. și o suprimă, de regulă prin sugrumare, așa, ei sunt conștienți de faptul că ucid și elimină viață. Și își dau seama de consecințele respective, de aceea sunt deplin responsabili și de aceea instanțele îi împovărează cu de la 19, 20, 21, 25 de ani în sus și pe viață. Ăsta este un sertar, deci cu psihopații sexuali. Dumnezeu, dar mai avem un sertar cu psihoticii. Psihoticii sunt bolnavi, psihic, grav, care încapsulează deliruri. De regulă înfrățindu-se cu divinitatea, cu vedeniile lor, cu halucinații. Cazul acestui Vereș, care acționa în anii, să spunem, 70, 71, 72, atunci a început să ucidă. La acest Vereș, vis-a-vis de care în interogatorii, celebrul Ciacanica a rămas stupefiat. Și de ce ai ucis? Păi am avut o vedenie într-o boabă de lacrimă. Ce spui, mă? Bătrânul parcă-l văd. Într-o boabă de lacrimă care a văzut pisicile lui Stana Berea, lui Iconar și așa mai departe. Am văzut că psihicul satanei s-a apropiat de o fată pe care a ridicat-o în sus și cu tare și cu tare. Deci acest individ a fost dominat de delirul paranoic care îl făcea justițiar pe pământ. Adică dorea să facă curățenie, prostituatele, să le omoare. Pe amărâții care mai furau și ei de prin șantier, știi că era vremea când făceai balcoanele. Da. După la muncă, furau cornier, furau cu tare și se pricopseau, făceau că rucioare de butelii oamenii. Le ascultă lumea și știi. Ei bine, nebunul nostru a omorât 8 persoane. În sensul acesta că avea el dicteuri să facă justiție pe pământ și așa mai departe. Deci ăștia sunt psihotici, care au schizofrenii, au deliruri paranoice, au de dublări de personalitate și de regulă sunt irresponsabili. Și în legătură cu ei, pentru că am vorbit despre ei, nu prea mai au ce să caute în societate. Da, sigur că da, noi ne-am fixat și eu continui să fiu tocmai datorită destinului lor nefericit, de mă ceri tu și cu alții, du-te bă cu nefericiții tăi de aici, toți la glonț și la spânzurătoare, ziceți voi, eu zic că
tocmai fiind nefericit să rămână în stabilimente special construite, care să ne asigure nouă cetățenilor protecția, de să nu mai poată pleca de acolo niciodată, pe perioade nedefinite de timp, dar acolo să okay. sfârșească. Să continui. Te rog. Gheorghe Toma, autor a 5 crime, perioada anilor 73-75, ne apropiem de anii 80. Ăsta are o poveste foarte interesantă, domnule profesor, cred că știți la cine fac referire. Da, da. Se refugiază la un moment dat prin Franța, fuge exact. El. Exact. Își spășește anii de detenție în România, pleacă, la un moment dat ajunge în Franța, este condamnat inițial la 22 de ani de închisoare, scapă după vreo 10, ajunge scapă în Franța. Scapă cu decretul. Le trimite bezele ăstora da. Din Franța, făcea mișto de procurori. Acest Gheorghe Toma este cunoscut în panoplia aceasta a ucigașilor ca un bizar excentric, deoarece în egală măsură cu crimele și cu faptele pe care le-a făcut, era un foarte bun șahist, jucător de chiar șah. De geniu. Da. Mă rog, în lumea lor, pentru că în penitenciar se lucrează mult și cu personalitatea acestor oameni, să-i schimbe, să... Așa, erau partide de șah între ei și este cel care a câștigat campionatul de șah pe toate penitenciarele. Acum, nu știu în ce măsură au fost ele de dificile. Dar a trecut și vedeți dumneavoastră când noi vorbim de recluziunea pe viața acestor oameni, nu vorbim că ar mai putea exista în paralel sau pe lângă asta recursuri, că ar mai putea să fie grațiați, condamnați, etc., etc., pentru că ei revin în societate cu potențialul ăsta psihotic exploziv. Cum e ăsta? Păi ăsta a fost condamnat 25 de ani de închisoare. A venit decretul, pac, a ieșit afară. Și a mai comis crime și după perioada 2000, 2003, 2004, 2005. Asta e întrebarea pe care o pun eu comisiilor, dar lor comisiile aplică legea. Legiuitorul îi pune o întrebare asta. Măi, omulețule, legiuitorul, ce e în capul tău? N-ai citit psihologie, n-ai făcut analize de caz din asta, ai lipsit la cursurile mele și a altor profesori renumiți care ți-au spus că sunt irecuperabili. Cum poți să-l pui în libertate? Pentru că acum eu te întreb din perspectiva legăturii de cauzalitate, pentru că ești la drept și știi care e legătura de cauzalitate. Între faptul că tu ai iscălit să iese și ieșind a omorât-o pe Fisa de 22 de ani și a mai omorât pe nu știu mai care aici, nu-i legătură de cauzalitate, că dacă stătea acolo la huța-huța, nu ieșea afară și nu erau oamenii ăștia omorâți. Nu vă dați seama la răspundere individuală cât, dar noi vorbim de o răspundere în plan social. Lăsați-i pe nefericiți să stea în stabilimentele acestea. A, că e greu să faci stabilimente de-astea, să ai acolo psihologi, să ai asistenți sociali, să ai o securitate extraordinar de bine pusă la punct, să ai pentru oamenii ăștia tratamente, hrană, deratizarea lor, etc., etc., condiții. E greu pentru că mă veți întreba de unde luați banii și știți răspunsul meu. L-ați dat și emisiunea de unde furați? De unde fură. De unde okay. furați, de acolo să luați banii. Da. Nu mai furați și faceți ce trebuie făcut. Domn profesor, îmi pare rău, ne apropiem de sfârșitul emisiunii cu pași repezi. Timpul zboară și cu domnia voastră uit de timp, mi se duce aminte din regie. Eu mă bucur că îmi prilejuiești ocazia să plonjez în cauze în care am lucrat în unele din ele, în cauze pe care le-am studiat, cauze pe care le-am predat și această chestiune îmi creează o plăcere provocatoare. Experiența dumneavoastră și carisma vă califică pentru locul pe care îl ocupați acolo. Om bun, acest istoric e mare. Romca Comzic, știți de cine vorbesc, domn profesor, Grigore Uruc, acționa în anii 85, 88, 90, Nicolae Pascu, puțin mai apropiat de perioada noastră, prin anii 2000, L-am cercetat, Adrian Stroie, taximetristul morții, așa a fost supranumit, Marius Ciampar, Toader Covali, în fine, lista e foarte, foarte, foarte lungă, din păcate nu ne permite timpul să amintim de fiecare din acești psihopați, fiecare din acești criminali în serie. O vom face probabil în emisiunile viitoare.
Omul nu uita de pagina oficială Psihologia Crimei, nu uita de link peste mea. Televiziunea care ne găzduiește. Dacă îmi permiți. Vă rog. Aș vrea să facem o documentare și să supunem atenției telespectatorilor noștri criminalul psihopat achizitiv, adică tâlharul care intră peste tine în casă, să-l legăm și de emisiunea noastră trecută, să vorbim puțin de profilul acestora, pentru că este bine să cunoașteți că atunci când vă vedeți de treaba voastră, poate într-un exces parcați mașini luxoase, construiți vile extraordinare, vă expuneți cu bijuterii și cu un mod de viață mai excentric, când voi faceți astea undeva, la o masă, neapărat, cu urechea făcută pâlnie, așa, stau oameni care vorbesc cum să vă omoare. Alo? Vorbesc cum să vă omoare. Exact cum vorbim noi sau cum ar vorbi ei despre un meci de fotbal sau despre o problemă personală. Băi, cum intrăm? Când nu este acasă paza sau garda sau nu știu ce? Când e fraierul singur? Are bani în fișete, bijuteriile sau le are prin bănci? Ce facem cu el? Păi, omorâm. Și o să vedeți noastră 4-5 persoane, da, Teodor, știu. Teodor, Tacu, da, și Sambul și Elena, care este din parte cel mai cutremurător, 1997, exact. Absolut halucinant. Perfect, ai perfectă dreptate, iar pe mine ce mă, ca psiholog, mă surprinde că dintre ei 4-5, care hotărăsc cu sânge rece, pun în act ideea criminală, nu există unul care să zică, băi, ia stați puțin. Frână, gata. Frână. Ucidem niște oameni. Omorâm totuși niște oameni. Eu nu mă bag la chestia asta. Unul nu e. Da. Dimpotrivă, apare imaginația aceasta patologică, creatoare, îi și legăm. Îi le spargem și ochii să nu ne rămână. M-ați provocat. Cred că data viitoare, da, după ce trec sărbătorile, de ce, o să facem... concetățenii noștri să fie foarte atenți. Situația criminogenă, fără discuție că e asta pe care le-am prorocit-o noi de un an de zile, că va crește infracționalitatea. Și uite că se întâmplă, și uite că se întâmplă asta din alte cauze, treaba altora, așa, să-și ia oamenii pe lângă casă, paza fizică e cea mai bună, deci dacă ești ajuns la un anumit gradient de potență, așa, îți iei paza fizică. Ai subofițeri de poliție care au ieșit la pensie, ai sportivi care au făcut sport, nu mai fac, etc., să-ți păzească perimetrul habitual, da? Să nu se întâmple ce s-a întâmplat miliardarului lui. Da. Odată, un câine bun. Un câine bun este extraordinar. Și sigur că pe urmă, pe planul 2, apar camerele și astea în care eu nu prea am mare încredere, pentru că se dovedește faptul că dacă ți-ai pus gluga în cap, ochelari, cu tare, poți lucra și... Cum au fost de altfel cazuri recente, da, care au demonstrat cât de șubrede sunt aceste... Da, oricum, rămânem în poziția asta de, de domnule post. Profesor, încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Om bun, oriunde te-ai afla, rămâi cu mine.